Consider că a fost unul dintre cele mai grele meciuri pe care le-am avut în ultimul timp. Am întâlnit o echipă foarte bine pregătită, o echipă care a progresat foarte mult în ultimul timp, copii bine instruiți, și am anticipat că va fi un meci greu, dar băieții noștri chiar au făcut un meci bun astăzi. O primă repriză în care am dominat adversarul din toate punctele de vedere, a doua repriză un pic mai slăbuță, dar din cauze obiective, a doua repriză un pic mai slăbuță. Același lucru l-am declarat și după meciul trecut de miercuri. Din cauze obiective am avut un meci mai slab. Nu vreau să dezvolt foarte mult subiectul. Eu știu din ce cauză este scăderea aceasta în cele două jocuri de săptămâna aceasta. Ce am urmărit în mod expres au fost cele șase puncte și o îmbunătățire nu neapărat a jocului, ci mai ales a ritmului de joc, de care sunt mulțumit. De progresul făcut la ritmul de joc sunt mulțumit.